78, am fost surprins de ce am văzut în Pitești, venit de la București, de o colecție de lalele, chiar aici, în spatele nostru, lângă teatru, erau, și, într-adevăr, puse după o anumită artă de fostul arhitect Pacea Gheorghe, și mi-a trezit ideea, eu fusem prin Olanda, văzusem expoziții de florale, dendrofloricole, și m-am gândit să facem și la Pitești o manifestare care am dat numele de Sinfonia Lalelelor. Datorită expoziției care a avut niște standuri dumnezeiești, făcute de creatori, de oameni care, profesori universitari, a prins la public și a devenit o tradiție.